Salutare! Cotidianul.ro ne raportează o știre acum câteva zile că o grupare a suporterilor lui Dinamo Kiev a pus figurativ deocamdată tunurile pe Mircea Lucescu, cerându-i acestuia să plece. Într-o expunere de fapte pe care ei o dau într-o scrisoare publică, ei se ceartă acolo și cu patronii clubului Frații Șucrit, pentru că nu au condamnat îndeajuns, nu susțin îndeajuns efortul de război și așa mai departe. Iar fotbaliștii, în afară de unul singur, nu și-au exprimat în public suportul pentru armata ucraineană și lupta care se desfășoară acolo. Când ajunge subiectul la Mircea Lucescu, aceștia critică un interviu pe care antrenorul român l-ar fi acordat presei italiene, în care a afirmat că ucrainienii și rușii trăiau ca frații, că războiul din Ucraina este o problemă politică, nu o problemă între națiuni și că se opune excluderii sportivilor și cluburilor din Rusia din competițiile internaționale. Citatul exact este în felul următor: am trăit războiul din 2014, când a trebuit să plecăm din Donetsk. La vremea respectivă Lucescu era antrenorul echipei Shakhtar Donetsk. Și de atunci nu ne-am mai întors. 2 ani la Kiev, jucând peste tot, dar niciodată la noi acasă. Credeam că s-a terminat așa, dar acum asta. După noaptea atacului rusesc, am stat 3 zile la Kiev, apoi cu ajutorul UEFA și al Federației Moldovenești, toți străinii de la diferitele echipe din Ucraina, nu doar de la Dinamo Kiev, au plecat în România și apoi în țările lor. Sunt acum la București, e vorba de Mircea Lucescu, de unde încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni. Pentru mine, sportul trebuie să unească și nu trebuie să fie implicat. Este la fel precum cultura, ceva ce ar trebui să rămână în afara conflictului, a spus el. De asemenea, a spus că nu am crezut niciodată că se va întâmpla așa ceva. Ucrainienii și rușii au trăit împreună ca frații. Acum toată problema este toată politică. Nu știu cum se va termina, pentru că ucrainienii sunt oameni mândri. Războiul va dura mult timp și nu vor fi câștigători. Nu trebuia să se ajungă în acest punct. Gabi, în războiul ăsta figurativ, că ajungem să folosim cuvântul prea informațional, dintre suporterii lui Dinamo Kiev și antrenorul lui Dinamo Kiev, cu cine ține? Și de ce? Cu Mircea Lucescu. Neapărat că e român, ci că exprimă un punct de vedere liberal clasic, libertarian, și anume face distinția corectă spre deosebire de organizația cea internațională a sportului, care a recomandat tuturor competițiilor să excludă sportivii ruși. Și trebuie să îl susținem în cazul acesta, pentru că el corect identifică o diferența dintre un sportiv rus, un om de naționalitate rusă și statul rus. Nu știu ce este în mintea acestor organizații, nu neapărat sportive. Am văzut că și în alte domenii se extinde această retorică împotriva oamenilor de naționalitate rusă, pentru că distinția asta este foarte clară dacă ne gândim la personalitatea juridică, un cetățean sau statul. Cred că ei consideră faptul că au votat cu Putin sau că sunt plătitori de taxe sau li se fură taxele și susțin aparatul de stat rus și prin asta războiul împotriva Ucrainei. Aceste organizații nu fac nicio diferență între cei între două entități și de asta le bagă în aceeași pană. Dar Mircea Lucescu face această diferență și bravo lui. Și să sperăm că din ce în ce mai mulți oameni îi vor susține punctul de vedere și în alte domenii. E greu, ținând cont de masa de propagandă care se varsă doar într-o anumită direcție. Trecând la un alt exemplu, opera de stat din Bavaria, de altfel e vorba din München. Pe 3 martie avem o știre că a dat afară o netrebnică. E vorba de o cântăreață pe nume Ana Netrebko, care nu s-a distanțat suficient de Vladimir Putin. Motivele de acolo par să fie că, deși ea a scris că este împotriva acestui război și că are mulți prieteni în Ucraina în zilele imediate declanșării invaziei, ei s-a cerut expres, de asemenea și împreună cu alți artiști ruși,
să exprime o condamnare fermă în public a acțiunilor lui Putin. Faptul că răspunsul dânsei a fost că sunt un artist și scopul meu este să unesc oamenii dincolo de granițele politice, au considerat mai mari acestei conducătorii operei respective, care sunt în final funcționari de stat, răspunzători într-un aparat de stat, că nu reprezintă o distanțare destul. Alex, cum rezolvăm această problemă a subvenției de propagandă care se varsă pe o singură direcție și mai ales unde ne poate duce ea și de ce nu ne place unde ne duce ea și unde ar trebui să fim? Multe întrebări. Take it away. Multe întrebări și am câteva răspunsuri. Ai putea să pleci de la premiza că e foarte în regulă, dacă nu-ți place de cineva, să-l ostracizezi, să-l boicotezi. Asta poate să fie foarte ok. Dar să nu suspendăm judecata. Vrem să facem lucrurile astea față de însuși agresorii. Dacă faci cuiva ceva cu forța, fără judecată, doar din putere politică, adică cu forța, fie prin numere mari, fie prin șantaj, fie cu obiecte contundente, arme, apoi s-ar putea ca mai încolo să-mi faci și mie. Că s-ar putea să cad în partea greșită a istoriei, cum se vehiculează. Vestul mi se pare că atacă acum oameni nevinovați, Otova. E ca și cum ne-am supărat pe părinții noștri că nu au scăpat de regimul comunist. Sau să arătăm acum cu mai degetul repede oamenii din... Da. Sau să arătăm cu degetul oamenii din zonele stăpânite de dictatori acum că nu se eliberează singuri. Păi, nu se eliberează pentru că nu le apără nimeni drepturile lor negative și nici ei nu pot să și le apere pentru că sunt dezarmați. Sancțiunile astăzi sunt ca și lockdown-ul de mai devreme, de adineauri. Nu poți să dovedești o agresiune punctuală și o impui asupra tuturor. E prezumția de vinovăție. În cazul războiului de acum, pare că îi închizi pe ceilalți la ei, dar îi închizi și pe ai tăi înăuntru. Și ai tăi se bucură, pentru că de obicei au câte o supărare acumulată și acum o defulează. Cei care până ieri erau nevinovați și parteneri de joacă și parteneri de afaceri, de mâine sunt infractori și dușmani. Orică nu s-au vaccinat destul și ies în gura goală pe lângă alții, ori azi că nu condamnă destul de ferm. Războiile astea nu sunt de ieri, ci sunt de zeci de ani și nu au fost duse cu arme de foc, ci prin relații publice și strâmbarea culturii omenești. De când au apărut în spațiu public, drepturi pozitive. Trebuie să faci X sau Y, după cum le dictează interesul, nevoile și relativismul. Problema aici e că oamenii sunt dezarmați. Sunt dezarmați și fizic, nu au arme. Sunt dezarmați și administrativ. Nu pot să se gospodărească liniștiți fără să ceară voie de la o stăpânire locală, județeană, națională, supranațională, paranațională. Că mai sunt și alte. Da, și aici când spui oameni, e clar că e vorba și de ucrainieni, și de ruși, și de restul români, și de români, și de nemți, și de așa mai. Și austrieci, și unguri, și polonezi. Mai zi tu două țări. Era să zic Belgia, dar presupun că vrei să spui țări care există și contează. Da. Vezi? Sunt arbitrare. Și mai nou, ca o încununare a ce am vorbit până acum, sunt dezarmați psihic. Nu mai au cum să conlucreze cu ai lor, cultural. Sunt forțați să accepte tot felul de relativisme morale. Ce era înainte sus, acum poate să fie jos. Și mai nou există și legi care pedepsesc opiniile personale. Nu ai voie să ai opinii personale. Și asta este o ultima fiță de redută, mintea oamenilor, unde păstorii nu mai trebuie să pună garduri între părți, doar emit niște judecăți și au niște coarde de zombi culturali care vor pune înșiși garduri și respingeri.
Acum, poziția noastră libertariană e că indivizii vrem să fie apărați de către ceilalți indivizi. Să fie apărați să ce? Să se asocieze cum vor în ei și să nu facă agresiuni. Aperi proprietățile private și particulare și pe cele puse la comun de privați. Astea sunt niște granițe sănătoase. Statele da, de multe ori și sunt foarte, foarte groase. Dar am avea surpriza că sunt foarte groase, într-adevăr, și rezistente. Agresorii acum, de cele mai multe ori, sunt statele față de fiecare om care este el om și gândește gândurile sale și are proprietățile și veniturile sale. Libertarienii sunt pro-dreptate, nu sunt pacifiști, molâi. Avem discuții cu oameni care sunt realiști, sunt niște neorealiști, care ei vor soluții, nu discuții. Și desigur, nu lași pacientul să moară cât stăm la discuții. Dar tocmai discuțiile fac cultura. Și cultura este în amonte de politică și soluții. Cultura ne ajută cu soluțiile, încât să nu stăm bolnăvicios să gândim fiecare valoare de la zero. Și vreau să mai zic pe care o putem chestie. Să o facem, într-adevăr, da. Adică să știi, nu e neapărat bolnăvicios. E bine să gândești orice valoare de la zero, dar e bine odată ce ai ajuns la valorile respective, astea să fie angrenate în cultură. Și exact asta e problema, care cred că și Gabi e de acord, că se demontează în clipa de față prin propagandă masivă exact valorile individuale care erau angrenate în cultura vestică, să spunem, bazată pe libertate și pe individualism. Da, dacă ai putea să zici că un set de valori sunt niște principii. Nu? Odată ce ajungi la niște principii și le-ai verificat și se aplică universal, le păstrezi. Nu trebuie să le justifici de fiecare dată și nici să uiți de ele. Asta pare că se întâmplă în ultima vreme. Și în fine, și vreau să adresez un subiect care tot revine de la o vreme, cum că ideile libertariene sunt utopice. Păi, eu zic că nu sunt utopice, așa cum nici libertatea nu este o valoare, un principiu utopic. E ca sănătatea perfectă, care te informează încotro să pășești. Și ținta este ca fiecare om să fie apărat de abuzuri de către ceilalți oameni. Asta mi se pare că e omenia și cum se cădenia. Da, și abuzurile celorlalți oameni se pot răsfrânge, așa cum avem o a treia știre, taman din Canada, deci dacă prima a fost oarecum în Ucraina cu bypass pe la București, următoarea vedem că a lovit în Bavaria, la München, la mare distanță de războiul respectiv. E bine, acum în Canada avem o știre că Orchestra Simfonică din Montreal anulează concertele pianistului rus Alexander Malofeev. Deși, atenție, deși nu a dat semne că îl susține pe Vladimir Putin. Deci dacă la ceilalți mai puteai să spui, bine, excepție făcând primul caz în care avem combatanți, mă rog, oameni care au armata rusă pe teritoriu și să zicem că sunt un pic mai înflăcărați. Dar să zicem că la cazurile din Germania puteai să acuzi că, domne, dirijorul care a fost dat afară înaintea solistei respective, el era un apropiat al lui Vladimir Putin, a luat decorația, nu știu ce, și ea ar fi luat o decorație de la Vladimir Putin și deci ar fi fost oarecum măcar lăudată de tiranul respectiv. Aici avem un tânăr de 20 de ani care, deși nu a dat niciun semn că îl susține pe Vladimir Putin, nu își va vedea spectacole reprogramate, iar Vancouver Recital Society a exclus vizita care era deja programată pentru luna august. Orchestra consideră că ar fi nepotrivit să-l găzduiască pe domnul Malofeev în această săptămână, totuși continuăm să credem că este important să ne menținem relațiile cu artiștii, indiferent de naționalitatea lor. Cu toate acestea, numai naționalitatea este ceea ce l-a selecționat pe pianist pentru excludere, care poartă mesaje de pace și speranță și să sperăm că putem primi acest artist excepțional atunci când contextul este potrivit. O să atrag atenția asupra unui singur citat al tânărului care spune în felul următor: mă simt foarte inconfortabil în legătură cu acest lucru, fiind vorba de războiul din Ucraina și cererile de a lua poziție față de el.
Și de asemenea, cred că poate afecta familia mea din Rusia. Sincer, singurul lucru pe care îl pot face acum este să mă rog și să plâng. A scris el pe pagina de Facebook. Chiar dacă trece oarecum neobservat, ar trebui să reprezinte un semnal de, nici n-aș spune de alarmă, un semnal luminos pentru, să zicem, pentru cetățenii chinezi de rând, pentru cetățenii români care au avut ceva experiență în regimul comunist. Pentru că ceea ce spune Malofeev acolo poate că se aplică la foarte multă lume care refuză, foarte multă lume de naționalitate rusă care refuză să ia poziție definitivă împotriva lui Putin, și anume teama de represaliile aduse asupra familiei. Pentru că familia în sine este rămasă încă în Rusia, chiar familia extinsă, și orice ar spune ei în public s-ar putea trezi cu familia pedepsită. Noi știm că acest lucru s-a întâmplat în perioada comunistă, în care ți se dădea voie să pleci din țară doar dacă plecai singur și să lăsai familia în urmă, ca să fii sigur că te întorci. Și cu siguranță, dacă cumva nu te întorceai, după aceea toată familia ta, inclusiv verii și rudele de gradul 3, urmau să treacă prin menghina securității, să scoată de la ei tot felul de... să-i motiveze, să facă cumva să-ți transmită un mesaj că să te întorci. Iar motivarea, în general, nu era o formă extraordinar de plăcută. Mă gândeam sau de asemenea acum, la ce spun. Scuză-mă puțin. Sau ca acum să se dezică de rudele lor care au întinat nobilele idealuri. Să-i condamne ferm. Da, numai că asta nu era întotdeauna o opțiune. Adică ce vreau să spun este că, sigur, ei puteau să se dezică, dar repercusiuni încă urmau. Adică erau excluși, erau trecuți pe lista suspecților, că dacă ăla a plecat, poate că după aia are... Practic ajungeai să ai listă de contact cu o persoană ostilă regimului. Da, erai pe, tu aveai în lista ta de apropiați o persoană care era ostilă regimului și practic erai direct, era primul steag în dosarul de securitate. Spuneam că acest lucru ar fi cel mai important pentru noi, să ne dăm seama că oamenii în sine nu au nimic de a face cu manevrele unor armate statale. Oamenii care nu sunt implicați direct acolo, mă refer. Nu mă refer aici la soldații ruși care sunt luați cu japca sau la patrioții ucrainieni care au ajuns să-și apere țara, fie că ei nu au fost încorporați niciodată. Mă refer la oamenii care nu sunt acolo și de la care se pretinde o poziție față de acest război, pardon, o poziție corectă. Și absolut orice altă poziție este inacceptabilă. Argumentul în trecut împotriva sancțiunilor economice din partea libertariană tot pe acest raționament se ducea. Că tu atunci când sancționezi, nu lovești în armată și în regim, ci lovești în populația respectivă. Și practic e un argument de foarte mult realpolitik, în sensul că tu încerci să forțezi o revoltă, da? Și astăzi se discută, domne, generalii să facă ceva, să îi dea lui Putin în cap, să nu știu ce. Asta pare să fie tema discuției. Da, dar tu ajungi să fii rău cu cineva nevinovat, explicitând practic din partea lui o așteptare a unei obligații pozitive, ca el să pună bine să pună binele înapoi la loc, pe când el poate că nu vrea decât să-și trăiască viața. Cumva, cum crede el de cuvință. Asta e diferența între un sistem care pune omul pe primul plan, și anume libertarianismul, și un alt sistem care pune statul și drepturile statului pe primul plan, și anume etatismul, colectivismul, autoritarianismul, cum vreți să-l numiți, are nenumărate fețe. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, aveți mai jos buton de like. Dacă vreți să mai auziți alte chestii, aveți mai jos buton de subscribe. Dacă credeți că cineva
ar beneficia de pe urma celor spuse aici, aveți mai jos buton de share. Pentru Gabi Munteanu și Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.